Poliția a fost sesizată despre faptul că pe raza orașului Frasin, în pădurea numită Valea Seacă, a fost identificată o persoană de 49 de ani din localitatea Cacica, spânzurată. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit că persoana în cauză, după ce a consumat băuturi alcoolice, a plecat de la locuința concubinei în apropierea acesteia, în pădurea respectivă, unde s-a spânzurat. Pe suprafața corpului nu au fost identificate urme de violență, urmând ca după efectuarea necropsiei să se ia măsurile legale ce se impun în cauză.